German își schimbă culoarea părului cu viteza luminii. Într-o săptămână o vedem blondă, în alta roșcată, ca mai apoi să ne trezim că de fapt poartă violet. Oare la ce să ne așteptăm pentru perioada următoare? Doinița German a făcut o schimbare majoră de look. După ce interpreta s-a plictisit de nuanța de blond pe care o purta de câțiva ani, aceasta a hotărât că e vremea schimbărilor. Și dacă toamna își pune amprenta pe podoaba copacilor, atunci a pus stăpânire și pe podoaba capilară a doiniței German, deoarece acum părul artistei este de un arămiu ca focul. Și tu, ruginiul toamnei, e cu culoarea părului? Eu pur și simplu foarte mult am vrut să mă asortez cu microfonul de la Busuioc TV și am zis că trebuie la un moment dat să-mi fac părul roșu ca să fim pereche. Asta e motivul principal, de fapt, iată, v-am dezvăluit vouă secretul, că nu toată lumea știe motivul ăsta. Te-ai obișnuit cu noua imagine atunci când te privești dimineața în oglindă? Bună întrebare, știi, de obicei se întâmplă așa, hai, tu ești în cameră, tot să fii oglinda, da? Ok? Gen, eu am avut roșcat, ok. Și deci chiar crede-mă că am tras niște spaime. La un moment dat înțelegeam, băi, văd, ce văd? Cine e străin în casa mea? Știi? Mă obișnuiesc încet cu încet, încă nu. De ce a fost roșu culoarea aleasă și mai cu seamă ce alte schimbări urmează să pună în aplicare excentrica doinița German, aflăm în cele ce urmează. Ce schimbări mai pune la cale doinița German? Asta nu se știe, odată ce ți-am spus că sunt omul ce-mi trece prin cap, nu știu la ce să mă aștept, pentru că și schimbarea cu părul a venit foarte neașteptată, gen, hei, ce facem astăzi? Hai să vedem, verde? Nu, galben? Nu, portocaliu? Nu, violet? Nu, cam mai fost. Ok, ceva din genul roșu, morcoviu, nu știu cum. Foarte bine. Alo, vă rog frumos, două tuburi de vopsea, numărul cu tare. Deci cam așa s-a întâmplat. Așa că nu pot să vă spun ce o să mai treacă prin cap mâine, dar cred că nu o să mă opresc aici. Okay.